Vom face un meci cu regulile puțin schimbate. M-au zis toți, da? Deci se joacă exact la fel ca la fotbal în sală. Superman, Spider-Man au niște vieți duble. Dar eu, în viața mea dublă, revoluționez sportul. Eu urmăream o filozofie foarte clară de joc, aceea de a lăsa mingea cât mai liberă. Împart cele două echipe de jucători în două subechipe. Acum tot terenul de fotbal practic a fost împărțit în... Uite, de exemplu, se joacă aici și în partea cealaltă nu se joacă de vreo 20 de minute. Tu revii la niște reguli care nu au funcționat practic, erau avut. Dacă au fost încercate. Nu au fost așa. Nu o să fie de acord. Nici ăștia de la FIFA, cred că nu o să fie de acord. Nici la Federația Română de Fotbal, la noi, dacă veniți cu asta, părerea mea. Și atunci eu mi-am dat seama că oricând pot fi găsite un cadru general în care lumea să fie mai puțin violentă, lumea să trăiască în mai mare armonie, este posibil. Am zis, ăsta este fotbal 2.0, las loc liber pentru fotbal 2.1 sau pentru chiar fotbal 2.9. Fotbal infinit.